Bună seara și bine v-am găsit la Dele Buzeanului. În această seară, din păcate, trebuie să vorbim despre încă o tragedie pe șoselele Buzene și nu numai. Atunci când am stabilit realizarea acestei emisiuni pe problematice rutiere, nu aveam cum să știm că, iată, chiar astăzi s-a întâmplat o nouă tragedie pe șoseaua Morții, așa cum este denumit tronsonul DND85. În studioul nostru, pentru discuția legată și de accident și de alte evenimente, dar și de campaniile de prevenire inițiate de IPJ, îl avem în studio pe subcomisarul Cosmin Rădulescu din cadrul serviciului rutier al IPJ Buzău la Biroul Drumurilor Naționale. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara, bine v-am găsit! Așadar, tragediile se țin lanț pe șoseaua europeană. Asta e prima produsă pe anul acesta. Haideți să vorbim și ce s-a întâmplat astăzi. A fost acolo un carnagiu la Crucea Comisoaiei. Într-adevăr, pe drumul național E85, în afara localității Zărnești, conducătorul unui autoturism care se deplasa în fața unui microbus transport persoane, ce efectua o cursă regulată pe ruta Bacău-București, a redus viteza în momentul în care conducătorul microbuzului nu a păstrat o distanță de siguranță față de autoturismul ce se deplasa în fața lui, l-a lovit în partea din spate. În urma impactului a rezultat decesul a două persoane din autoturism, precum și rănirea altor patru persoane, trei din autoturism și unul din microbuz de transport persoane. Da, de obicei pe acest tronson accidentele se produc pe fondul unor depășiri. Bine, viteza este principala cauză la un moment dat în astfel de accidente, pentru că dezvolți o viteză foarte mare pe acest tronson, și cum e atât de înșelător drumul respectiv, pentru că nu sunt de fapt pe două benzi de circulație. Asta să fie foarte clar, pentru că mulți șoferi consideră că ar fi două benzi și depășesc la un moment dat și văd că din contrasens vin alți șoferi și uite, se întâmplă astfel de tragedii. De data aceasta, cum a spus și noastră, împrejurările au fost altele. Așa este. Marea majoritate a evenimentelor rutiere, accidentelor soldate cu victime, dar și a celor cu pagube materiale, se produc din cauza vitezei neadaptate sau vitezei excesive. Însă astăzi a fost vorba despre o nepăstrare a distanței în mers a vehiculelor. Șoferul microbuzului reclamă faptul că nu a avut timp să frâneze efectiv ca să evite acel impact, pentru că autoturismul a frânat brusc în fața sa. Tocmai din acest motiv se recomandă tuturor conducătorilor auto să păstreze o distanță de siguranță astfel încât să poată opri, indiferent de motivele care le-ar avea conducătorul auto ce circulă în fața noastră. Da, avem și imagini de la accidentul de astăzi, de la Crucea Comisoaiei. Acela este autoturismul Renault implicat în această tragedie. În microbuz erau doar două persoane, dacă nu mă înșel, erau doar doi pasageri. Da, așa este. Erau conducătorul auto al microbuzului și doi pasageri. Bun. În astfel de situații, ce recomandări, în afară de cea legată, mai ales că vorbim de acest tronson de șoseaua Morții, aveți pentru șoferi? Iată, un caz în care, într-adevăr, dacă s-ar fi păstrat o distanță în așa fel încât să fie evitat un impact de genul acesta, în funcție și de viteză, nu s-ar fi produs această tragedie. Cu siguranță, dacă discutăm despre recomandările pe care le adresăm noi, poliția rutieră, tuturor conducătorilor auto, și exceptând acest caz, să nu se înțeleagă, să se interpreteze altceva, adresăm tuturor să adapteze viteza la condițiile de trafic, să fie atenți la carosabil, la starea părții carosabile, mai ales că ne aflăm în sezonul rece. Și după cum am observat la știrile privind starea vremii, se anunță o perioadă cu temperaturi reduse, dar și cu precipitații sub formă de zăpadă. Trebuie să-și echipeze în această perioadă autovehiculele cu anvelope de iarnă.
trebuie să fii atenți la drum, să nu se implice în discuții ce ar putea distrage atenția de la condus, să nu vorbească la telefonul mobil și să nu efectueze manevre riscante, să nu se angajeze în depășiri periculoase în zonele în care este interzis această manevră sau să facă astfel de manevre care să conducă la producerea unor evenimente rutiere. După urmările impactului, urmări pe care le vedem în imagini, viteza cu care rula microbuzul era destul de mare. În urma verificării diagramelor, diagramei tahograf de către reprezentanții ISCTR, o să se stabilească cu exactitate și viteza cu care se deplasa, o să se dispună și expertiză în cauză, având în vedere și faptul că au rezultat persoane decedate. Da, iar alte trei au fost rănite grav în urma acestui eveniment. E posibil ca două dintre ele să fie transferate chiar la București. Inițial au fost transferate la UPU Buzău. Am mai avut parte de astfel de tragedii și anul trecut pe șoseaua europeană. Să discutăm foarte pe scurt de un bilanț, acest bilanț negru al accidentelor de anul trecut. Ce date aveți dumneavoastră? Referitor la numărul persoanelor decedate înregistrate pe raza județului Buzău în anul 2016, facem precizarea că acesta a fost într-o scădere, astfel că în anul 2016 au fost înregistrate un număr de 178 de accidente grave, în scădere cu 19 față de anul precedent, 51 de persoane decedate, în scădere cu 1, și 177 de persoane rănite grav, în scădere cu 3. Este o cifră destul de mare, poate și telespectatorii care ne urmăresc în acest moment să conștientizeze riscurile la care se expun în momentul în care conduc cu viteză autovehiculele pe care le dețin. Trebuie să acorde prioritate de trecere pietonilor angajați în traversarea regulamentară a străzii, dar și pietonii trebuie să fie foarte atenți, să nu se angajeze în traversarea drumului public fără să fie atenți sau prin locuri nesemnalizate. Cam care ar fi fost cauzele producerii acestor tragedii? Principalele cauze la nivelul județului Buzău în anul 2016 au fost, pe primul loc, viteza neadaptată și excesivă, pe al doilea loc, abaterile comise de către bicicliști, iar pe al treilea loc, indisciplina pietonală sub cele două forme ale sale, traversarea neregulamentară sau prin loc nepermis. Da, oricum, cifrele sunt cutremurătoare din punctul meu de vedere. Tragem linia, adică anul trecut pe șoselele din Buzău 51 este cifra. 51 de morți. Așa este. Este o cifră destul de mare. Tocmai din acest motiv, poliția rutieră, prin toți reprezentanții săi, dar și celelalte efective ale poliției buzoiene, acționează permanent în stradă, la vedere, tocmai pentru a preveni aceste evenimente rutiere. O astfel de acțiune de prevenire a fost organizată ieri, chiar la începutul acestui an, deci ați început cu această acțiune în forță, să zicem, acțiune cu care ne-ați obișnuit de altfel, de mai multe ori, tot pe DN285, la intrare în municipiul Buzău. Ce rezultate ați avut ieri în urma acestei acțiuni? După cum ați spus și dumneavoastră la începutul emisiunii, având în vedere faptul că drumul național E85, care tranzitează județul Buzău de la limita cu județul Ialomița până la limita cu județul Vrancea, se întinde pe cea mai mare distanță, are cea mai mare distanță ca drum de pe raza județului nostru, și au fost produse cele mai multe evenimente rutiere pe acest tronson, sector de drum. Polițiștii de la Serviciul Rutier Buzău acționează întotdeauna
pe tronsoanele în care au fost înregistrate cele mai multe evenimente rutiere. Ieri a fost organizată o acțiune cu efective mărite prin amplasarea aparatelor radar în sistem cascadă. Este vorba de, ieri au fost folosite 4 aparate radar inscripționate și 2 aparate radar neinscripționate, activitatea la care au participat 12 lucrători din cadrul serviciului rutier și numai în 2 ore cât a durat această acțiune au fost constatate 47 de abateri, din care 37 la privind încălcarea regimului de viteză. Pe timpul acțiunii a fost reținut un permis de conducere, însă este de menționat faptul că ieri, în partea a doua zile, au fost reținute 6 permise de conducere la încălcarea regimului legal de viteză. Da, în urma altor acțiuni. Bun, avem o primă intervenție în această emisiune. Bună seara! Bună seara! Domnul, bună ziua, da? Da. Aș dori să vorbesc cu domnul ofițer care e lângă dumneavoastră. Vă rog. Nu sunt de vină șoferii. De vină e poliția și să vă spun de ce. Stau în cartierul Micro 14. De la pădure până la cap de linie aici se fac raliuri. Una. Al doilea. Legea nu e bună. Cei care au depășit 60-80 de kilometri peste limită să li se interzică 5 ani ca să mai ia permis de conducere. Păi mers cu 200, cum am mers în Vrancea aici, cu 200-220 la oră. Păi ce face poliția? Ce face? Interzică 5 ani, 10 ani să le interzică. Din cauza asta apare... Bun, fac o paranteză, nu vreau să mă... Răspunsul, dacă se poate această lege, unde să mă duc, ce să fac, ce demersuri să fac. Bun, am înțeles. Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Vă rog, domnul subcomisar. Trebuie să înțeleagă acest telespectator, telespectator faptul că polițiștii aplică legea și nu o fac. Este cunoscut faptul că depășirea limitei de viteză cu peste 50 de km la oră se sancționează cu amendă contravențională de la 9 la 20 de puncte amendă și reținerea permisului de conducere pe o perioadă de 90 de zile. Da, adică poliția aplică legea. Că spunea dânsul, domnule, că legea ar trebui să vină cu măsuri mai drastice sau cu pedepse mai aspre pentru astfel de șoferi. Dar mai mult de atât nu puteți să faceți. În situația în care constatăm abateri la regimul legal de viteză, noi cu siguranță aplicăm legea. Faptul de a suspenda sau de a anula permisele de conducere pentru depășirea cu 50, cu 60 sau cu altă cifră, nu, legea nu distinge. Bun, spuneați legat de rezultatele de la acțiune, de și o să avem imediat imagini și de la acțiune, 47 de abateri, 37 dintre ele legate de regimul de viteză, o viteză record ceva? Ieri cea mai mare viteză a fost în afara localității, 167 de km la oră. Aoleu! Tocmai despre ce vorbeam cu șoseaua asta, care, mă rog, dacă ai și o manie așa a vitezei, deci aproape 170 de km pe oră. Pe DN285. Pe DN285, așa este. În afară localității Costești a fost înregistrată această... Unii ar spune, unii chiar vorbeam așa în discuție, domnule, la ce se încadrez pe ăștia? La tentativă de ucidere, nu știu. Mă rog, legea este deocamdată așa cum e. Mai avem o intervenție telefonică. Bună seara! Să trăiți, domnul, bună ziua! Vă salutăm! Vă fericit pentru emisiunea care o faceți. Este o emisiune care, cum vă spun eu, e întâmpinarea așa noastră. Ce vreau să comentez sau să îl întreb pe domnul Chestor, am înțeles că este, nu? Subcomisar. Bun. Ce problemă, e problemă veche, de nu știu cât timp și toți motivii au fost că nu sunt cu parcările interzise în intersecții. Sunt atâtea intersecții în Buzău ăsta, inclusiv aceea, pe lângă poliția circulației. Să parchează pe trotuar, să parchează în intersecție, nu ai vizibilitate, să poți să ieși dintr-o intersecție, să vezi din stânga în dreapta. Urmă, mai este problema cu viteza și cu depășirile care se produc în Buzău
și scuzați-mă, dar trece pe lângă poliție și nu-i vede. Bun. Mai aveți... Nu vreau să vă, dacă vreau să vă exemplific așa corect, și așa cât sunt în Buzău ăsta, mai ales parcări ilegale, vă ia groază. Și poliția, am semnalizat odată la un echipaj de poliție o mașină, zic, domnul poliție, zic, dar nu-i treaba noastră. Răspuns. Da, aici e o întreagă discuție și cei care ar trebui să acționeze în primul rând pe staționări, pe asta ar fi polițiștii locali. Știu, poliția locală aruncă pe aia de la circulație. Și tot așa. Da, ce vreau să vă spun, nu sunt, știu, sunt conștient de faptul că locuri de parcare sunt deficitare în Buzău. Corect. Dar nu pot să parchez mașina unde vrea mușchită. Chiar așa în nesimțire, da, corect. Da, da. Păi, două, uite, aici la noi, în micro 3, este locul ăsta aceea la Conflan, care poate să mai refugieze pe partea aia, pe lângă garaj, să mai poate. Doamne, ce-i groază și pe aici, pe centru, iar la fel, pe intersecțiile alea cu patrii, pe acolo. E groază. Dacă vă duceți să faceți așa un tur de oraș, vedeți câte parcări ilegale, și ăla zice, dar cum nu s-o parchezi? Și are loc să parchezi, dar vrea să intri cu mașina, dacă se poate, și în școală, și în casă, și în întreprindere. Da, aveți dreptate aici. Bun, mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. O seară bună, așteptăm și alte reclamații. Cum e situația asta, domnul subcomisar, cu parcările? Problema opririlor neregulamentare pe raza municipiului Buzău este o problemă bine cunoscută și avută în atenție de către poliție, atât de poliția rutieră, cât și de poliția locală, cum a spus mai devreme. Sunt sancționate astfel de abateri, din păcate, locurile de parcare sunt insuficiente și există conducători auto care nu numai că nu țin cont de indicatoarele care interzic oprirea, dar opresc și în locuri în care obturează vizibilitatea și, într-adevăr, creează pericole. Polițiștii care acționează pe raza municipiului Buzău sancționează astfel de abateri. Nu cred că există polițiști care să treacă cu vederea sau să nu ia în seamă, cum a spus telespectatorul de mai devreme. Nu cunosc situația la care s-a referit, dar periodic sau chiar zilnic sunt aplicate sancțiuni contravenționale pentru opriri neregulamentare. Cu toate acestea, sunt situații în care chiar nu au, cum să zic, nu au nicio problemă în a fi sancționat. Sunt persoane care au venit în așa fel încât să-și permită o parcare pe trotuar sau, mă rog, împiedicând efectiv circulația persoanelor în anumite zone sau își lasă mașinile în stațiile de autobuz și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, dacă tot legea asta le permite, polițiștii locali ar fi cei care să acționeze mai des, deși i-am văzut și pe aceștia. Adică o vânătoare din asta de oameni, uite, pe strada asta, Pietroasele, îi văd în fiecare zi pe polițiștii locali. Acum, în ultima perioadă, văd că vor să facă curățenie pe Chiristigii, în capăt, către sensul giratoriu montat la sfârșitul anului trecut. Deci, acțiuni de genul acesta sunt. Trebuie să înțeleagă, în primul rând, cetățenii. E aici vorba de educație. Nu e vorba de un joc de șoarecele și pisica sau de o vânătoare. Principalul scop al poliției rutiere nu este acela de a sancționa conducătorii auto care opresc neregulamentar. Principalul scop al poliției rutiere este acela de a reduce numărul accidentelor de circulație care conduc la decesul persoanelor sau rănirea acestora. Bun. Mai avem un mesaj de la un telespectator care reclamă pe sensul giratoriu de la tribunal este pus aiurea. Mă rog, bănesc că are avizul. E acel sens giratoriu care tot așa înainte de anul nou a fost amenajat la intersecția de lângă tribunalul Buzău. Da, au fost, la sfârșitul anului trecut, au fost înființate mai multe sensuri giratorii pe raza municipiului Buzău, sensuri giratorii care, din punctul nostru de vedere, au dus la afluența traficului rutier pe raza municipiului în locul în care au fost înființate. Nu cunosc exact problema la ce s-a referit că a fost amplasat
cum a fost amplasat. Da, poate... probabil că reclamă că nu fluidizează traficul, dar datele pe care le aveți ar fi că, domne, în zona respectivă se fluidizează traficul. Traficul rutier în zona a fost fluidizat, tocmai și prin desființarea celor treceri de pietoni de la colțul intersecțiilor, care au fost mutate câțiva metri, au fost mutate în locuri în care pietonii au nevoie să traverseze strada și nu doar să traverseze în scopul împiedicării circulației. Bun, mai avem o intervenție telefonică. Bună seara! Bună seara, sunt aici. Vă salutăm. Mă numesc Coman, deci vreau și eu să vorbesc cu domnul subcomisar. Vă rog. Adică și cu dumneavoastră, bineînțeles. Referitor la zona asta din centru aici, care se vine spre Piața Dacii, Petrosul. Deci, așa. Da, am o rugăminte la dumneavoastră. Dați, vă rog, volumul televizorului mai încet. L-am dat. Așa. Deci, despre ce e vorba aici? Aici sunt o seamă de farmacii care sunt chiar acolo pe centru și oprirea fiind interzisă acolo, nu ai voie să iei o aspirină. Și este suficient loc până la stop, este suficient loc ca să fie 3, 4, 5 locuri în care omul se poate să oprească și plece. Să nu staționeze, dar să nu oprire nu se poate. Bun. Bun. Și dumneavoastră ziceți că ar trebui să fie permisă oarecum. Acolo, nu toată zona, nu toată, ar fi asta, dar să fie acolo un 40-50 de metri, unde se poate opri la farmacie, o pastilă, pleci și așa mai departe. Că acolo n-ai niciunde parcat să te opri la o farmacie, trebuie să te duci nu știu unde. N-ai unde opri o mașină acolo. Bun, altă problemă pe care doriți să o... Atât. În restul, ce să zic, poliția își vede treaba lor, văd că își face datoria... Dumneavoastră, la fel, vă mulțumim. Mulțumim și noi pentru intervenție. Vă rog, domnul subcomisar. Trebuie să ținem cont că pe acea stradă, pe acel sector de drum, oprirea este interzisă prin indicatoare. Trebuie să ținem cont și de distanța față de colțul intersecției și de trecere de pietoni. Prin permiterea opririi autoturismelor în acea zonă, s-ar obtura oarecum vizibilitatea în momentul în care mergem dinspre Unirii către platoul Dacia. Nu am mai avea vizibilitate la semaforul instalat în acea intersecție. Nu am mai avea vizibilitate în momentul în care pietonii se angajează pe trecere de pietoni în traversare. Ar crea un pericol. Este parcare, este parcare special destinată și amenajată la 50 de metri în spatele bisericii. Acum, da, când găsești loc de parcare, când poți, când ai noroc să găsești. Da. Am văzut mai multe situații, probabil că domnul se referă la faptul că sunt situații în care chiar sunt mașini parcate acolo pentru a merge la farmacie sau la alte magazine din zonă și care n-ar încurca. Depinde acum de orele de vârf, de la ce oră sunt parcate mașinile respective și chiar se puteau încadra să intre în intersecția respectivă fără probleme. Probabil că și de aceea există această rugăminte. Altcineva zice așa că până în trecerea de pietoni de la fabrica de bere, în sensul de mers spre global, un autoturism parchează frecvent acolo și nu vedem pietoni, zice cineva. Deci până în trecerea de pietoni la fabrica de bere. Bun, ați reținut, domnul subcomisar. Am notat problema și o să vedem dacă este vorba despre un același autoturism sau, cum a spus, o să verificăm. Altcineva întreabă de ce nu sancționați conducătorii ce parchează pe Traian Vuia. E strada îngustă și curbată. Și acolo este școală. Pe strada Traian Vuia. Se vorbește de intersecție Traian Vuia cu Spiru Haret. Da. Așa la fel și acolo în zonă nu este o regulă, nu e vorba de conducător auto care să staționeze pe întreaga perioadă a zilei, este mai mult vorba despre persoanele, despre părinții care își lasă copiii la cele două școli de acolo din zona de pe strada Spiru Haret. De altfel, acolo pe strada Spiru Haret a fost făcută o nouă sistematizare, da? Cu acel semafor cu buton. Da, a fost montat acel semafor inteligent cu buton, care
să nu mai... tot pentru fluența traficului, astfel încât pietonii să nu mai traverseze în continuu și să permită autovehiculelor circulația. Da, am văzut și eu pe strada asta, pe Traian Voia, că se parchează așa, tot așa. Acolo chiar încurcă, la un moment dat, chiar înainte de intersecția cu Spiru Haret. Iată, revine telespectatorul nostru că pe Traian Voia parchează locatarii, mașinile stau cu orele. Da, stau cu orele, se vorba de zona, probabil zona blocurilor, nu zona intersecției cu strada Spiru Haret. Probabil că nici acolo n-au locuri de parcare, dar probabil, mă rog, astea sunt legate și de administrație. Lucrurile cu parcările, mai ales că anul acesta se intenționează masiv să fie rezervate locuri în municipiul Buzău. O să vedem, o să trăim și o să vedem dacă se va implementa în multe zone din orașul nostru. Noi o să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim și discutăm în continuare cu domnul subcomisar Rădulescu.